Bună ziua din nou tuturor celor care urmăresc www.stuparul.ro. Astăzi este 10 februarie, la aproximativ o lună de când am mai fost în stupină. În 13 ianuarie ne-am întors pentru a da a doua turtă pe anul acesta. Pentru că s-ar putea acum mai multe albine să fie sus, pe leațurile de sus a ramelor, ne-am făcut un pic de fum pentru a le putea convinge să se retragă și a nu trebui să le rănim sau să le chiar omorâm. Vom începe acum la fiecare stup să-l deschidem, să vedem cât de mare este turta pe care trebuie să o dăm și să o administrăm. Bun, să vedem cum stăm cu consumul de hrană de la ultima vizită. După cum vedeți, datorită fundului antivaro a care are sita deschisă, nu am ucegăit în podișor, chiar dacă e izolat foarte bine sus. Și să observăm dedesubtul foliei de plastic. Se observă hârtia pe care am pus-o la jumătate din stupi sub turtă. Se vede doar hârtia. Au consumat toată turta, fiindcă au consumat-o pe toată, la acest stup vom da o turtă mai mare. Mai dăm o ultimă dată un pic de fum. Așezăm ușor turta cu punga care a fost pusă când am tăiat apifonda și punga care era înainte o luăm și o depozităm. Iar acum așez capacul înapoi. Bineînțeles, o albină îmbătrânită și bineînțeles și izolație. Și acest stup e gata să mai stea încă aproximativ 3 săptămâni și sper până în acea perioadă să putem deja pune sirop la stupi. Să vedem, avem un pic de mucegai, dar nu foarte mult. Și aici turta e aproape complet consumată. Încercăm să convingem albinele să intre înăuntru. Observ cel puțin că hârtia pe care am pus-o mă încurcă un pic la a doua turtă, fiindcă albinele se retrag mai greu printre rame. Poate observați, afară nu este o vreme foarte frumoasă, măcar totuși este relativ cald, 0 grade, dar afară ninge, ninge așa, umed. Turta care a rămas de data trecută, observ pe ultimul fagure încă mai este miere, nu știu pe ceilalți, nu știu cât de bine se observă aici pe penultimul, încă mai este corona de miere. Ok. După cum spuneam, această hârtie cred că mai mult încurcă. Și acum voi așeza a doua turtă.
cu punga ei. Și capacul peste. Pentru că am avut un pic de mucegai aici, deschid mai tare șubărul de jos. Deci îl deschid un pic mai mult ca la ceilalți stupi care n-au avut probleme cu umezeala. Astfel pot regla cantitatea de vapor de apă care se condensează în stup și nu voi avea condens care să producă mucegai în interiorul stupului. La unii stup care sunt mai puternici poate scot chiar de tot șubărul acesta, vedeți, a rămas cam la jumătate, pentru a nu se crea mucegai. Un alt stup și aici se observă, este uscat. Mici urme de mucegai, deși aici vom deschide mai mult șubărul dedesubt și turta este consumată. Pregătim pe cea nouă. Am așezat noua turtă cu folia ei de plastic și acum închidem, așezăm capacul și polistirenul pentru izolare. Și la acest tub vom deschide la jumătate, deci mai mult de sfert cât era, șubărul de dedesubt. Am ajuns și la unul dintre stupii care au fost răsturnați. Să vedem ce s-a întâmplat în acest tub. Aude un băzăit consistent de albine. Probabil sunt foarte multe sus. Spre surpriza mea, nu au consumat foarte mult din turtă. Am alt stup la care turta a fost consumată integral. După cum se observă, nu este deloc umezeală. Bineînțeles, la stupii care au consumat mai mult și care probabil au mai mult puiet, la acei stupi a apărut un pic de mucegai și am deschis șubărul mai mult. Nu le voi mai deranja, le voi închide, turta e destulă și o să ne vedem cu ele peste 3 săptămâni. Să trecem și la următorul care a fost răsturnat. Și acesta este uscat. În interior însă se aude un zgomot mai consistent de albine și se poate observa, turta este aproape gata. Aici vom da turta. Suntem la al treilea stup răsturnat, fiind umed capacul. Avem un pic de mucegai pe plăcile acestea de PFL.
să vedem cum stăm sub polistiren, căci sub polistiren știu că nu a intrat atunci zăpadă. Cred că totuși stă destul de bine. E iernat pe 4 rame. După cum se poate observa aici, cred că e primul care n-am mai pus hârtie. Nu arată deloc rău. Un pic pe margine s-a scurs turta, dar mă aștept ca în primăvară albinele să curețe acea parte. Voi așeza o altă bucățică de turtă în loc și îl închidem. Bun, foarte scurt vreau să vă arăt și al patrulea stup care a fost doborât. Vedem ce face, că nu l-am deschis încă. L-am mâncat toată turta. Și albinele par în regulă, liniștite. Nu avem probleme. Puțin fum. Se observă albinele, au mâncat tot, probabil au destul de puțină miere. Dar le vom da o turtă mai mare ca să le ajutăm să treacă peste luna de iarnă care a mai rămas. Și așteptăm primăvara. Am ajuns în sfârșit și la prietenul nostru pe 3 rame. Să vedem cum se descurcă. Albinele par să aibă destul de puțină hrană, foarte multe albine sunt sus. De-aia va trebui să ne asigurăm că îi dăm o turtă destul de mare. Dar par foarte sănătoase. Destul de multe, ținând cont că nu l-am iernat doar pe 3 rame. Vi le arăt un pic. Deci se observă 3 rame și diafragma din margine. Au mâncat toată turta și acum le vom da a doua tură de turtă, cât mai consistentă, cât mai multă, fiindcă văd că este cine să o consume. Iar acum turta. Foarte aproape la fix peste cele 3 rame. Am terminat și a doua hrănire pe 2013. Este 10 februarie. Avem și niște concluzii. Ați văzut, apifonda se poate așeza fără foaie de ziar peste rame, nu se scurge printre rame. Am văzut și stupii doborâți cum s-au comportat, trăiesc toți. În rest, unii dintre stupi au mâncat toată apifonda, alții o parte. Am completat la fiecare cât mai era loc. Ați văzut și stupii Nico de plastic, cât de ușor este să oferim hrană de stimulare în timpul iernii. Și undeva peste 3 săptămâni, o lună, sper să se încălzească vremea și să putem da direct sirop de stimulare cu startovit pentru a stimula ponta, mătcii, un tratament pentru nosemoză cu nosestat sau nosevit și un lichid proteic, o hrană proteică lichidă, Apimida, pentru a suplimenta cantitatea de proteine ce va veni din culesurile timpurii de polen. Vă doresc numai bine, succes la toți în apicultură și ne întâlnim pe site-ul stuparu.ro.